pentru RAC, săptămâna 3-9 aprilie 2023, din punct de vedere astrologic, la început cel puțin relațiile cu prietenii, cu protectorii sunt foarte personale, foarte favorabile pentru a comunica, pentru acțiuni curajoase, plăcute, relații care sunt plăcute, antrenante, prin comunicarea cu cei apropiați se caută armonia cu natura, creativitate, aspecte practice, atracția pentru călătorii, tradiții, preocupări tradiționale, dorința de a fi un exemplu de urmat pentru ceilalți, se începe săptămâna cu preocupare pentru comunicare, în primul rând cu prietenii, cu protectorii, cei care fac parte din grupuri separate, dar reușiți să faceți legătura între aceștia, acțiunile sunt bine gândite, aveți bună organizare, dovadă de seriozitate, prudență, greșelile vă pot face să uh, aveți uneori ieșiri spontane care pot să aducă uh, posibil chiar dezaprobarea celorlalți, însă în relații se folosește mentalul, antrenarea oamenilor uh, de diverse grupuri sociale, în activități practice, cu posibilitatea de a obține avantaje materiale. Relațiile sunt calme, controlate, convenționale. În 4 aprilie, comunicarea cu apropiații ajunge să se facă prin situații, gen cursuri, călătorii, lucruri totuși care favorizează și iluzii și ruperea de realitate și chiar abandonul. Relațiile pot fi marcate unor de amăgiri, iar în 5 aprilie vorbim de familie, cămin, relația cu părinții, apare atracția pentru trecut, încercarea unor emoții în plan sentimental, aceste emoții însă au riscuri de implicații publice. Preocuparea poate să fie și pentru a descoperi în ceilalți, prin căutări, confruntări, chiar conflicte uh, sau asocieri benefice, în a descoperi în ceilalți propria voastră persoană. Puteți aduce prin diplomație, în confruntările uh, cu ceilalți, uh, propria voastră contribuție. În plan personal puteți încerca uh, unele frustrări. Unele emoții puternice le pot să devină mai impulsive și unor bazate pe instincte și pe imaginație. Sunt riscuri de mici accidente, chiar de manifestări poate de ușoare mai violente. Relațiile sunt mai conflictuale. În 6 aprilie, cu luna plină din balanță, aveți scoasă în evidență familia, căminul, relațiile din trecut și apar riscuri de atitudine, de dublare, dificultăți, dezechilibre, nervozitate crescută, lipsa clarității unor situații. Relațiile în familie sunt mai degrabă conflictuale. Această lună plină aduce în prim plan rezultatele unor eforturi pe care le-ați început în familie cu șase luni în urmă, când a fost luna nouă din balanță. În familie, în cămin, în relații, apare emoții, dorințe personale, relații foarte personale, lucruri care țin și de dragoste, de sănătate. Aveți șansa să vă protejați sentimentele, să arătați aprecierea pentru cei la care țineți, să fiți alături de ei. Ceea ce vă face fericiți sunt dorințele profunde, conștientizate, dar poate mai greu de exprimat în fața celorlalți. Acțiunile sunt discrete, secrete, creative aventuri în 8 aprilie relațiile cu prietenii sau protectorii au parte de ceva tensiuni. Astfel în ceea ce vă face fericiți, aveți posibilitatea să aveți o imagine poate unor mai greșită uh, asupra lucrurilor, uh, poate unor să arătați un comportament ușor imatur și comunicarea va fi un pic îngreunată. De asemenea, și exprimarea emoțiilor este mai dificilă. Relațiile sunt tensionate, emoțiile nu pot fi exprimate. Nu pot fi exteriorizate. În 9 aprilie, în relații, sunt ceva tensiuni sentimentale, tensiuni emoționale, tendință de excese în plan afectiv, se preferă credulitatea, unor autoindulgența, relațiile sunt marcate mai ușor de caprici. Tensiunile pot fi valorificate prin schimbări, transformări, prin emoții, prin sentimente, prin pasiune, prin spiritualitate tensiunile pot să apară în zona cea mai probabilă a cunoașterii, a studiilor, a călătoriilor. Aici pot să apară frustrări, stări de revoltă, blocaje mentale și tendința unor a unor riposte poate mai negândite care pot să aducă ceva dezaprobare din partea altor persoane. Puteți să dați atenție comunicării cu apropiații foarte ușor, spiritul critic este dezvoltat, arătați organizare, preocupare pentru confort, pentru aspecte practice, pentru a rezolva probleme, la locul de muncă arătați loialitate, fidelitate, stabilitate. Dorința de a trăi și de a experimenta vă poate da cu ușurință căldura sufletească și inteligența instinctivă. Relațiile sunt mai degrabă în această perioadă de sfârșit de săptămână de parteneriat și e, idealiste.